și păcătoasa pomeniție în Miercurea Sfântă arată pe deplin că nu trebuie să ajungem la pierire veșnică. Ucenicul cunoaște mai bine ca oricine pe Domnul său, văzuse atâtea minuni, auzise atâtea învățături minunate și cu toate acestea s-a lăsat orbit de iubirea de argint. Cu sufletul deschis, oamenii veniți la slujbă s-au rugat pentru sănătate și bunăstare. Pentru la slujbă, pentru ajutor, pentru copii, pentru sănătate, că văduvă și mă sprijin, nu fumez, nu beau, să țin din bani strânși, am morți, soț, băiat, brad, toți. Și vreau să fie pace, liniște și curaj pentru copiii ăștia, nepoții. Pentru pace, să piară ura asta după față. Înțelegeți ce vreau să spun. Că ne curge lacrimi când îl vedem la televizor. Pentru mântuirea sufletului, că asta e tot ce contează. Și pentru prieteni, pentru cunoștințe, pentru toată lumea. Ultima liturghie de pocăință din Miercurea cea Mare este o încheiere a întregii lucrări de pocăință a postului, arătându-ne ce minuni poate săvârși ea când se lucrează și câtă pagubă aduce când lipsește.